că gena umană, natura umană, în diverse ocazii e pusă să te trădeze. Că așa e confecționat omul. Pe când câinele sau peștele din acvariu nu te trădează. Deci dacă vrei un prieten bun, bun, bun la care să te destăinui, e bine să ai de obicei un pește, că și câinele s-ar putea să te trădeze. Deci mi-a semnat avea niciun prieten. Păi acum haideți să cuantificăm, să definim ce înseamnă un prieten. Prieten înseamnă o persoană care, dacă ai nevoie de ceva, o suni și îți dă. De exemplu, de un rinichi. Faceți dumneavoastră testul, sunați-vă toți prietenii să vă dea un rinichi, să vedem câți vin cu rinichi la dumneavoastră. Nimeni. Singurul prieten al dumneavoastră care va fi e mama sau tata dumneavoastră. Și cu asta, basta, s-a terminat prietenia. De acolo încolo e amiciție, șprițuri, alea, și totul e frumos când e grătarul încins și șprițul pe masă. Când încep greutățile și dai de greu, se golește masa. Nu vi s-a întâmplat? Urmează. Mulțumesc!